Serviciul Protecție Interne a MAI a încătușat un șef de direcție al Inspectoratului Național de Investigații care ar fi protejat activitatea neautorizată a taximetriștilor de la Gara Nord. Potrivit oamenilor legii, din martie 2013, un angajat al autogării colecta în fiecare zi bani de la șoferii care prestau ilegal servicii de taxi și îi transmitea polițistului. În schimb, acesta permitea șoferilor să activeze nestingerit. În timpul perchezițiilor, ofițerii de la Protecție Internă au găsit la cei doi bărbați computere, telefoane mobile, bani și documente contabile. În acest caz, Procuratura Anticorupție a intentat un dosar penal pentru corupție pasivă în proporții deosebit de mari și abuz în serviciu. Învinuiții sunt cercetați în libertate și riscă până la 15 ani de pușcărie și amendă de până la 200.000 de lei.